A scuipat? No, don't say it. We live two lives, remember. Until toate, a văzut că pun la masă aici. I don't like somebody I love to be sad. So we shared our sadness. Does Your Majesty have in mind to do for Romania from now on? To be. Ursitele au fost, ca în toate cazurile, pline de toane. Pe cât de generoase au fost înzestrându-l cu multe calități, pe atât de contradictorii au fost cu destinul său. Orice om are de îndeplinit în viață o misiune. Mihai a ajuns rege în mod conjunctural la nici 6 ani. A fost mai apoi detronat și din nou repus pe tron, pentru a fi în cele din urmă obligat să abdice și să plece într-un exil dureros și fără capăt. Se va fi încheiat misiunea și rostul ei pe pământ în slujba poporului căruia îi aparține? Ne aflăm în acest palat, Palatul Elisabeta. A trăit multe clipe mai curând nefericite decât fericite. Asta sunt lucruri care nu se uit niciodată. Dar cu timpul se atenuează sentimentele acute, ca să spun așa. I think it was the beginning. Because here it was painful because I knew it from here he left with his mother. Here, things happened. Petrecu niște momente, aș spune, cât se poate de neplăcute. And here, I think he had a very sad period of his life. And that's why when I came back for the first time and I saw that, all that sort of, you could feel it. Principele Mihai a crescut în casa părinților lui de la șosea. Atmosfera acestui cămin, creată cu talent de mama sa, va rămâne neștearsă în amintirea regelui Mihai peste ani. Cu minunatul ei gust, viitoarea regină Elena va decora în același fel și casele de la Florența și de la Săvârșin. Fotografiile din anii 20 îl arată pe regele Mihai ca pe un copil îngândurat, reținut, al cărui zâmbet fermecător se vedea rar. Ce a stat legătura aceasta puternică între majestatea voastră și regina mamă? Bine, ea mai avea un sens extrem al moralii. Poate tocmai prin ce a trecut. Și nu numai morală în familie, dar morală în afară, față de toată lumea. Și în plus de asta, ea avea educație care era foarte, foarte diferită de ce întâlneam noi pe aici. A avut o educație mai mult partea englezească, ca să spun așa. Ori, diferența de ce vedeam eu la ei, în jurul ei, și ce se întâmpla pe aici, era ca ziua și noapte. They had a sense of humor, tremendous sense of humor. That they stayed till the end like that. Am iubit-o foarte mult și admirat-o foarte mult și a fost foarte aproape de mine. Poate că am fost fiica ei, că n-a avut fiice. Tot ce sunt eu este grație ea. S-a văzut, de fapt, în timpul războiului, ce a încercat să facă pentru evreii de aici. Și dacă cineva avea ceva să fie contra evreilor, era ea, fi cauza de pești. Ce suflet îți trebuie să trăiești într-o lume bezmetică ca aceea, în care totul era de o cruzime fără margini,
Și să fii femeie, să n-ai nicio putere constituțională, că ea nu avea rol în cadrul statului, era mama regelui, atâta tot. În afară de faptul că se chema regina mamă, statul nu-i dădea niciun fel de putere. Și cu puterile ei de și femeie, să porți o asemenea suferință în suflet, să salvezi 10.000 de evrei cu atâta... atâta cruzime în jurul tău, în care nimeni altcineva nu o făcea. Moralmente, pentru ea, ce se întâmpla cu evreii, și asta era un păcat, mai mult decât un păcat. Și a găsit că trebuia să facă ce se poate face. Și ce a făcut concret? Păi, mama mea a reușit, întrucâtva, să-l mai tempereze pe Antonescu. Pentru că Antonescu, foarte curios cu mentalitățile lui așa, avea totuși un foarte mare respect față de mama mea. Dacă nu iubire, dar respect avea. Mai mult decât față de regele Carol al II-lea? Nu. O respecta mai mult pe... Nu, fără discuții. About her little boy. And to say that she only could see him sometimes just one month during a whole year. And that made me terribly sad for her. But how can you do such a thing to a mother. Credeți că și-a găsit vreodată liniștea sufletească mama majestății voastre în cele din urmă? După atâta chin și atâta durere? Ia. O fi fost educația ei strictă, poate, știu eu, dar până la urmă nu s-a lăsat copleșită de asta. De când în când, da. Dar, în general, nu. A pus-o deoparte. Cu toate că asta de șters nu se șterge niciodată. În tot ce a suferit, dar în toate chestiunile astea, niciodată nu mi-a spus un cuvânt urât despre tatăl meu. Ce credeți că ați moștenit de la regele Carol al II-lea? Mi-e foarte greu să răspund proapăr șleau. Fiindcă eu n-am avut o relație foarte bună. Cred că mamă tot lume știe, nu poate toți, dar... Și chestiunea asta a început de când s-a întors el în țară, în iunie 30. Știam că se întâmplă lucruri care nu trebuia să se întâmple. O vedeam pe mama mea, care era foarte tristă, când o vedeam plângând, dar nu prea înțelegeam de ce. Mariajul tinerei perechi a debutat rău. Prințesa, grecoaică, o fire romantică, discretă și cu frica lui Dumnezeu, iar Carol, impetuos, frivol, arogant și doritor de petreceri. Nici nu se putea un contrast mai evident. După ce cu ani în urmă, în timpul războiului, dezertase din armată pentru a se căsători la Odessa cu Zizi Lambrino, căsătorie care la întoarcerea în țară a fost anulată, Carol revenea acum la vechile obiceiuri. După doar câteva săptămâni de la nuntă, Carol a început să regrete burlăcia și și-a reluat escapadele cotidiene, lansându-se în mare aventură cu Magda Lupescu. Legătură statornică, dar blamată de toată lumea. Accidental, ieșind de la palat în spate, care nu mai există acum, am văzut-o ieșind în casa mică unde lucram acolo și când m-a văzut pe mine venind, a trântit ușa și s-a fugit înapoi în casă. Doamna Lupescu. Da, asta era departe. Știam cine era. Și până m-am făcut prostie, ca să spun unui coleg al meu din școală, care era, ca să spun așa, mai prieten decât ceilalți, și el i-a spus mamei lui, care era prietenă cu Lupescu. Cu Duduia, cum îmi spunea, da. Și câteva zile după aia, tatăl meu vine și îmi spune, zice, am auzit așa și pe dincolo, zice, acum ai timpul ca să vin eu să mi-o prezint. Și v-a prezentat. Da. Asta numai plăcerea nu mi-a făcut. Și pe mine mi-a mai spus el ceva, care parcă a pus colacul peste, nu știu cum se spune, câtva timp după, că eu pot să mă adresez ei ca proprii mele mame. Cum e să-mi spui mie așa ceva? Astea sunt lucruri care nici până astăzi nu pot să înțeleg ce era în mintea lui.
Și cum vă adresați Elenei Lupescu? Eu mă adresam doar. Niciun fel. Și lucrul ăsta a venit încet, încet, după ce a venit tatăl meu înapoi. Când m-a luat de lângă ea, trebuia să mă duc la Pala ca să fac continuu școala, în loc să fie cu ea acolo. A pus în jurul meu niște oameni care chipurile ar fi pedagogi, dar numai pedagogi n-au fost, pentru că felul cum se puteau, unul din ei mi-a spus, mama, dacă nu fac ce spune el, nu o să mă dea voie să mă duc să văd pe mama mea. Mama, cum îi vine cuiva să spui, ce fel de pedagogie asta? Plus toată povestea asta cu doamna Lupescu, fără să le știu pe toate, dar știam că era ceva acolo. Cum a pus femeia asta mâna pe ea, pe el, asta e foarte greu să înțeleg de ce atâta, că am avut și una înainte. Nu știu cum a fost, ce fel de influență nefaste, cum a fost, nu știu cum a fost de asta, dar se întâmplă. Îmi pare rău să o spun, dar și poate m-a învățat într-un fel indirect ceea ce nu se face. A fost un tată care și-a detronat propriul fiu și a părăsit țara de două ori pentru două femei diferite. V-ați simțit nedreptățit în momentul în care s-a întors și v-a detronat, acordându-vă în schimb drept consolare titlul de mare voievod de Alba Iulia? Mi se părea cam curios asta. Da. Nu se putea ca deodată să fiu pus un ofițer în armata română fără să știu ce se întâmplă cu armata. Și atunci culmea a fost când mama mea a trebuit să plece. O, de bine de rău, totuși am simțit și știam în sinea mea că din cauza acestei persoane și asta, mama mea a trebuit să plece, exilat. Și în plus de asta nu aveam voie eu să mă duc să o văd câte două ori pe an, câte trei săptămâni. Astea sunt lucruri care, cum se spune, îți cresc în suflet, știi? Cu toate că, din punct de vedere politic, dacă vrei, afară la anumite lucruri, România a progresat enorm în timpul domnului. Asta da. Exact. Asta nu poate să ia nimănui. Da. Și din punct de vedere economic și da. Are și niște merite culturale. Numai că pentru mine, în viața de toate zilele, apăsa mult mai greu partea cealaltă. Carol al II-lea a fost o personalitate controversată. Inteligent și erudit, cu un autentic dar oratoric, el s-a lăsat copleșit nu odată de slăbiciuni și excese care au adus mai mult rău propriei lui persoane, familiei și mai ales țării. Pentru încăpirea unui ideal ce a fost țelul și împărbătarea multor generații. Aventurile sale, precum și defectul de a se înconjura de o societate îndoielnică, i-au pus în umbră abilitatea de a domni. România se bucura în deceniul al treilea al secolului trecut de o frumoasă reputație în politica externă și de o înaltă viață culturală și științifică. De anii domniei regelui Carol al II-lea este legată consacrarea multor nume românești din cultură și știință. Brâncuș, Enescu, Iorga, Titulescu sau Tristan Țara, ca și apariția tinerei generații de scriitori, Cioran, Eliade, Ionescu. Persoane mai semnificative, aș zice, gândindu-mă după, era Titulescu. Și să mă aduc aminte, s-a spus el la un moment dat, asta mi-a rămas, că erau mici probleme cu guvernele și poate un sat. Și el s-a răstit la ei puțin, zice, dați-mi voi o politică serioasă în țară și eu vă dau o politică bună exterior. Confiant, prudent, action, esprit de sacrifice. Pe de altă parte, Europa acelor timpuri trăia tentația dictaturilor. Aproape toate țările europene se aflau sub acest sistem, iar Carol al II-lea a ales și el dictatura în ultimii doi ani ai domniei. El nu a fost de acord cu tatăl lui niciodată, nici când avea 10 ani. Ori e una să nu fii de acord cu tatăl tău când ai 30 de ani sau 40. Și trebuie altă putere de caracter când ai 10 sau 12 ani să rejectezi ceea ce cei din jurul tău fac pentru că tu crezi în altceva. Puteți spune că acum, după ce a trecut atâta timp sau poate cu
acum niște ani în urmă că l-ați iertat? Și a fost foarte greu. După ce vedeam suferințele mamei, astea sunt lucruri pentru mine de neiertat. Așa că nu pot să spun că l-am iertat, dar am încercat să o pun în spatele minții, să nu mai mă gândesc la asta. Pentru că a fost lucruri prea urâte. Mihai găsea înțelegere în special la bunica sa, Regina Maria, aflată în disgrația fiului său cel mare numai pentru faptul că nu-i aproba înclinațiile sale autoritare, îndepărtarea de familie, de bunii sfetnici și legăturile anormale cu persoanele veroase care îi subminau imaginea de urmaș al marilor săi predecesori. Mihai își iubea mult bunica. Regina Ana scria: Regina Maria a fost puternică, militantă, a reprezentat alături de soțul ei, regele Ferdinand, unul din simbolurile cele mai puternice ale Marii Uniri din 1918. A fost numită Mama Regină de către popor pentru alinarea pe care a adus-o răniților și pentru curajul ei de a se duce pe front. Aveți amintiri, Sire, despre bunica majestății voastre, despre Regina Maria, cea mai iubită regină a românilor? Ce pot să mă aduc aminte de ea este că se purta cu mine cât se poate de frumos și drăguț. Vorbea totdeauna englezește cu ea. Avea un spirit care era altceva decât viața de toate zilele. Și de câte ori la masa cu ea, după aceea plecam la plimbare cu ea, mașina ei, și m-a rugat pe mine să conduc. Chiar atunci când am mic. Din cauza felului ei de a fi, prestanța care avea, cred că asta a făcut o gelozie teribilă față de tatăl meu. Adică fiul majestății, chiar fiul majestății sale. Nu, s-a început să-i pui ceea ce am aflat după restricții. La câteva ceremonii nici nu mai era invitată, nu m-a lăsat să vie. Făcea mizerie. Tatăl meu, nu știu de ce, pe lângă puțină grandomanie de asta cu toate uniformele și tot ce făcea acolo. Și fast, da. Dar avea un sentiment de gelosie, dar nu știu de ce, fiindcă le avea pe toate, ce să mai fie gelos. Și a fost un caz, când m-am întors de la Florența, la mama mea, ea mi-a dat o scrisoare pentru Regina Maria. Și m-am făcut de o greșeală acolo, fiindcă am spus că ar vrea să mă duc la Brown să o văd, la mașina. Și tatăl mi-a spus, de ce? Și am spus că am o scrisoare de la mama. Și mi-a cerut scrisoarea și i-o dau lui. Și mi-a luat înapoi a doua zi și am văzut că a fost deschisă și l-a lipit-o la loc. El credea că nu se vede, și am văzut. Pasiunea majestății voastre pentru motoare a fost o constantă a vieții majestății voastre. Principesa Margareta, alteța sa regală, chiar spunea că n-a avut niciodată probleme cu vreo mașină stricată, pentru că a fost majestatea voastră întotdeauna acolo să o repare. De când am avut această pasiune pentru mecanică și mașina asta, nu știu nici când a venit. M-am născut cu ea. Erați foarte mic, da, când... Și de curiozitate, de una dată, atât așa am prins, am învățat singur, cum se spune așa, diferite lucruri. Și acum încă tot să învață, niciodată nu ești pe toate. Am avut totdeauna pasiunea și avioane, dar nu puteam să mă apropie, fiindcă nu vrea nimeni să mă lase să merg cu avionul, niciodată. Știu că la un moment dat ați apelat la o adevărată diversiune ca să-i păcăliți pe oamenii tatălui majestății voastre și a fost prima oară când ați pilotat singur. Nu. Antonescu vroia neapărat ca să mergi să vă trupele românești în timpul războiului. Și atunci am fost cu avionul, am mers până în Crimea, unde erau trupele noastre cu nemții și asta. În fine.
De la una alta, că ne-am întors, vremea era frumoasă, dar scutura teribil, fiindcă era vânt. Și în coada avionului, după o ceas-două de asta, începe să-ți fie rău, nu? Atunci am ascultat și m-am dus în față să văd ce se întâmplă acolo. Și când pilotul m-a văzut că am cam alb la față, l-a scos pe celălalt și m-a pus în locul lui și m-a pus pe mâna pe comenz. Din concentrarea asta mi-a trecut rău imediat. Mihai accepta greu ideea de extremă. Nu iubea nici pe gardiști, nici pe bolșevici. Și cu atât mai puțin își înțelegea tatăl, care nu mergea nici cu unii, nici cu alții. În schimb, obstrucționa democrația pe care înaintașii săi o clădiseră cu multă strădanie. Persecuția cea mai gravă și mortală a fost imediat după ce a plecat tatăl meu. Atunci regionarii i-au luat pe toți, nu fără toți, mulți, i-au luat și pe politicienii noștri, că i-au omorât pe toți. Da. Asta a fost. Au fost asasinați Nicolae Iorga, Ghedu, Armand Călinescu. Și a mai venit și Eichmann pe aici. Hitler i-a cerut lui Carol să-l aducă pe Corneliu Zelea Codreanu la putere împreună cu organizația sa. Bineînțeles, regele a refuzat cererea. Dictatura în România nu putea fi negociată și o rezerva Sieș. Carol și-a dat seama că, fără distrugerea definitivă a gărzii care devenise fără niciun dubiu agentură germană, țara și tronul, el însuși, erau în primejdie de moarte. Probabil atunci a hotărât irevocabil suprimarea capitanului și a celor apropiați lui. În noaptea de 29 spre 30 noiembrie acelui așa an 1938, lui Corneliu Zelea Codreanu și altor 13 camarazi din organizație li s-a înscenat o tentativă de evadare de sub escortă și au fost lichidați. Eu simțeam ceva care nu e în regulă acolo. Când a început mișcarea legionară să fie ceva mai acută, n-am întâlnit pe niciun atunci. Nu-i cunoșteam pe niciunul, dar îi vedeam fața în jurnale, știam de ei, Codreanu, mai știu care și pe dincolo. Acolo nu cam plăcea ce se întâmplă, pentru că erau cam extremiști cu mentalitățile lor și după aia am înțeles eu multe lucruri. Mihai lua prânzul împreună cu tatăl său și, ca de obicei, ascultau muzică în timpul mesei. La radio se transmitea un cunoscut vals vienez. Deodată, emisiunea s-a întrerupt, cu un zgomot surd, ca de vase sparte și o voce gâfâită a început să urle. Atenție! Armand Călinescu a fost ucis. Un grup de legionari l-a executat. Voievodul, ca și regele, au rămas fără grai, neînțelegând ce se întâmplă. Iar mareșalul Antonescu, cum a rămas în amintirea majestății voastre? Și cu bune și cu rele? Mai mult s-a spus că în ura mea față de el. N-am avut niciun fel de ură. Nu m-am înțeles cu el. Asta e altceva. Unii care au sentimente de-astea primitive, care cred că toată lumea le are. Nu e. Și am găsit undeva, le-am spus la câțiva care au strâmbat puțin. Asta zic, ura face mai mult rău vasului în care este decât cele în care stați. Deci, omul care este plin de ură, să-și mănâncă singur. Singur. Asta nu e plastic, când le spui, nu? Da. Își băga toți oamenii pe lângă mine, toți agățanții mei erau răși de el. Spiona de dimineață până seara, știa absolut tot ce făceam. Un caz foarte complex, pentru că era un ofițer bun, a luptat în primul război mondial, a avut diverse poziții militare în anilor 30, a avut disensiune cu tatăl meu, tocmai din cauza legăturilor lui. A fost dat deoparte. Era un bun român, în orice caz. Își iubea țara. Cu calități de militar. Cam încăpăținat era. Și foarte autoritar. Și culmea culmelor a fost, după toate frământările astea, că tatăl meu a trebuit să-l cheme, să-l facă prim-ministru până la urmă. Mult am auzit și după aia m-au criticat pe mine, de ce nu l-am grațiat. Ăsta care spun asta, nu-și dau seama de ce puțin două lucruri principale. Pentru că Constituția noastră era orice act semnat de mine,
nu este valabil dacă nu este contrasemnat de un ministru. Ministrul de Justiție atunci era Patrășcanu. Eu puteam să semnez și portez, dar nu semnam, gata. Asta e una. Și pămărușii și aliații englezi și americani niciodată n-ar fi acceptat ca el să fie grațiat. Nu știu ce să fac. Eu mă găseam între Ciocan și Năpăvară, da, știi? Da, exact. La 23 august 1944, la vârsta de 22 de ani, regele îl arestează pe mareșalul Ion Antonescu și întoarce armele de parte aliaților. Dă astfel o lovitură grea germanilor împânziți peste tot, sub geamurile palatului, în capitală și în toate orașele țării. A fost un gest care a surprins pe toată lumea, mai ales pe germani. Se spune astăzi că actul eroic al tânărului rege Mihai I a scurtat războiul cu 6 luni și a salvat câteva sute de mii de vieți omenești. Întoarcerea armelor împotriva lui Hitler rămâne încă un eveniment controversat. Sunt istorici, nu numai istorici, care spun că ceea ce a făcut majestatea voastră era singurul lucru care se putea face atunci pentru scoaterea României din război și că am evitat un dezastru mult mai mare pentru țară. Sunt alții însă care spun că mareșalul Antonescu ar fi gestionat mai bine această criză decât majestatea voastră și că am fi avut o soartă mai bună, poate după aceea n-ar fi urmat regimul comunist și în sfârșit. Da, afară de faptul că am schimbat complet tot aspectul războiului într-un fel, sfârșitul războiului, dar faptul că am ajuns acolo la 23 august a fost deja pregătit cu un an înainte aproape. Am avut discuții cu partidele politice, atunci era liberale și țărăniști, și cum aliații ne-au obligat să aducem pe comuniști în grupul nostru, cu social-democrații. Fie toți eram de acord că trebuie făcut ceva. Și aveam legături la Ankara, la Cairo chiar, oameni de la Limaniu, unul, doi de la mine, cu care se discute cu aliații. Asta spun are și de pe zară, fiindcă au fost luni și luni de discuții. Dar s-a convenit că Antonescu este persoana cea mai îndreptățită ca să facă acest armistițiu, să termine. Oricum, cunoșteam noi pe Antonescu, pe chestia cu nemții, cu Hitler. Se punea totuși problema că dacă el refuză, ce facem? Și atunci a fost decis de tot grupul nostru, cu partide, cu tot, că dacă se întâmplă asta, atunci trebuie pus mâna pe el și pus deoparte, nu se poate altfel. Și asta e ce s-a întâmplat. De Antonescu vorbiți. Nu. Asta e ce s-a întâmplat, că am avut o discuție un ceas jumătate cu el, cu Mihai Antonescu și cu generalul Sănătescu, eram toți împreună. Și nu una alta, nu știu cum, a venit și ne-a spus atunci că fără aprobarea de Hitler, el nu face. Și că să rușii trebuie făcut altfel, știi, aberații. Și atunci am ajuns la acest punct, în care am spus un fel de cod. Adică, dacă este așa, nu mai rămâne nimic de făcut, am spus eu. Da, și în momentul ăsta au intrat cei 3 subofițeri și capitan care l-au arestat. Asta a fost. Și ce reacție a avut mareșalul? El, bineînțeles, a rămas complet de asta. Nu s-a așteptat la așa ceva. Și când a ieșit din odaie și se uce sus în casa de acolo, i-a scuipat și a spus că mâine o să fie toți omorâți. A scuipat? Da. Ce s-a întâmplat după aceea, acolo e altă chestiune, care nu din cauza noastră. Și dezamăgirea acolo a fost, fiindcă
minciunile care le-au spus sovietici și ceilalți aliați care n-au lăsat baltă, asta a fost o lovitură foarte grea pentru noi, pentru toți. De ce credeți că v-au lăsat baltă? Nici până azi n-am înțeles, fiindcă ceea ce, de exemplu, ei știau foarte bine ce sunt comunismul, cine este Stalin și asta. Ei aveau interesele lor primordiale pentru ei și noi ăștia, ceilalți, eram așa. O țară mică. Prea pus de cap. Da. Dar credeți că între timp românii, acum stați totuși în țară mult timp, veniți des, credeți că românii au o percepție acum mai aproape de adevăr față de ce s-a întâmplat atunci și după? Eu mă întreb câteodată, îmi pun și eu întrebarea asta, fiindcă prin ce a trecut românii în acest ultim 50 ceva de ani sau 60 de ani aproape, e una. Dar s-au spus atâtea lucruri neadevărate, atâta minciuni, atâta murdărie, în toate părțile. Cred că am început acum să-ți dea seama de anumite lucruri, dar știi, vorba aia, picătura chinezească care a picat după an după an după an, ceva tot rămâne acolo. Venirea la putere a unui guvern condus de Petru Groza, comandat de la Moscova, a fost impusă apoi în 1945 de pumnul în masa lui Vișinski, eminența cenușie a lui Stalin. Groza declara: eu mă aflu în fruntea guvernului prin voința poporului. Voința poporului era, în fapt, pumnul lui Vișinski. Ultimatumul dat de el încălca flagrant angajamentul celor trei mari, Churchill, Roosevelt și Stalin, de a nu interveni în treburile interne ale țărilor temporar ocupate. Un martor l-a văzut apoi pe Vișinski în mașină, rânjind, împreună cu însoțitorul său. Iar dizidentul rus, Vladimir Bukovski, avea să-i spună regelui ani mai târziu că Vișinski nu se enerva niciodată. Totul fusese un teatru ieftin. Care s-a petrecut un moment dramatic, un moment istoric, nu? Vișinski era acolo în față cu interpretul lui, insista ca să fie guvernul Groza și încercam să tergiversez cât se putea. Am zis că la noi asta nu se poate la noi, trebuie consultări constituționalmente și asta. Și atunci s-a enervat. Când te gândești în urmă că Vișinski era procurorul lui Stalin când s-a făcut reforma lor agrară, cum se chema, la colhozul și asta, și reputația lui a fost că a trimis aproape 30 de milioane de țărani la moarte. El. Că făcea teatru sau nu, asta nu prea știu, dar în orice caz... De ce vă face să credeți că juca teatru? Da, fiindcă nu vreau să-i dau răspuns imediat, asta l-a enervat pe el. Vrea să înlocuiți guvernul Rădescu, nu? Nu, format din comuniști, da. Practic. Condus de schimbarea de la Rădescu la Groza, asta a fost. Și cum tot tergiverseam, s-a enervat și întâi de toate a bătut cu pumnul în masă aici. Și s-a scurat să plece și când a ajuns la ușa aici, care era deschisă. Era deschisă cum e acum? Da, da, amândouă erau, fiindcă asta a trântit-o el. A trântit-o și așa de tare încât s-a clăpat unde era lemnul, s-a desfăcut. Nu putem cu ea, dar chiar da, zidul. Da, 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 zidul. Chiar zidul s-a dus. Și a plecat. Da, nu m-a convins, dar nu aveam ce să facem, pentru că a venit și Malinovski după aceea aici, a venit și a început să scoată tancurile pe ușă, pe un oraș. Nu glumea, dar păcat e foarte serios. Cea mai grea vorbă care se poate spune despre un om este: nu are nimic sfânt. Un om care nu mai are nimic sfânt poate face orice și mai ales cu el se poate face orice. Asemeni oricărui om, un popor, pentru a nu se destrăma și pentru a nu fi amenințat să dispară din istorie, trebuie să aibă mereu ceva sfânt. Când un popor își pierde suveranul, el întrerupe legătura cu Dumnezeu
și pierde ceea ce în chip esențial îl ținea la oaltă. Un popor căruia i s-a luat regele își pierde fereastra spre cer și posibilitatea de a privi în sus. Regele este capul întors spre cer al unui popor întreg, ființa noastră adunată la oaltă într-un punct înalt. Când unui popor îi se ia suveranul, lui se ia capul întors către cer. El este decapitat. Poporul român a fost decapitat astfel la 30 decembrie 1947. Un alt moment despre care nu cred că vă face plăcere să vă amintiți, 30 decembrie 1947, un moment foarte trist pentru România și pentru dumneavoastră, momentul abdicării. O să venim și cu când am întâlnit-o pe regina Ana. Da. Face tot parte din același lucru, într-un sens. Când am logodit în Elveția și Groza a trimis răspuns că nu acceptă căsătoria în țară, că-i prea scump. Atunci, când am întors și ne eram la Sinaia, asta cred că o știe toată lumea, că Groza a dat telefon prin Mareșalul Corsei că să vină imediat la București, care a discutat o chestiune de familie cu noi. Și noi credeam că poate avea la face cu Logodna. În schimb, a venit cu Gheorghe Udeș, că ne-a anunțat, și a venit cu, ce să știe, hârtia asta care vrea să... Să semnați. Și eu m-am dus alături, în casa asta, sus. Aici, aici s-a petrecut. Deasupra. În încăperea de deasupra? Mm. Și... am ieșit pe balcon ca să intre pe o dată de dincolo și acolo era mareșalul Coții Negel și secretarul meu Ionițiu. Și i-am spus, uite, hârtia asta este, și el a spus, dar casa înconjurată, santinelele noastre erau luate și înlocuite cu cel la Tudor Vladimirescu. În jurul casă era artilerie, gata să tragă dacă se întâmplă ceva, în parcă aici alături. Am mai citit chestia asta încă o dată și m-am apoiat. Și m-am intervenit și eu, spunând că asta nu pot să fac așa ceva, trebuie întrebat țara. Regele a încercat să-și păstreze calmul. Nu admitea o abdicare fără ca poporul să fie consultat. N-avem timp, i s-a răspuns, și oricum poporul e de acord cu schimbarea, abia așteaptă. Nu credeți? Uitați-vă pe fereastră. Într-adevăr, clădirea era înconjurată acum de militari ieșind din ascunzători. De departe se auzea huruit de șenile. Nu e păcat de tinerețea lor, de viața lor? Vă asumați un asemenea risc? Mihai a înțeles. Groza și Dej se refereau la cei 1000 de studenți ostatici. Acceptând să abdice, regele îi salva pe aceștia. Sunt o fel de discuții, că nu mai timp pentru așa ceva, că... Nu știu, eu cum ar mai spun toate astea. Da. Și atunci am abdicat, spunând ce știa că toată lumea aproape, că dacă nu semnez acum, o să îi omoare pe toți studenții, da. Cei 1000 și ceva care erau închiși. V-au șantajat. Da. Asta nu puteam să iau răspunderea asta, face... Așa s-a întâmplat. Groza, cum avea eu sistemul lui la face glume foarte de deplasate, când s-a terminat, mi-a făcut gestul ăsta așa. Zice, simțiți. S-am simțit, avea un pistol în buzunar. Și s-a întors către mama mea să-i spui ca să nu mi se întâmple ce s-a întâmplat lui Antonescu. Ce destinație a căpătat încăperea de deasupra noastră în care s-a întâmplat? Da, e sus. Este o încăpere normală? Acum care... s-a mai schimbat ceva acolo. Dinastia română a venit fiind unanim votată, nu s-a instalat cu forța.
Și când a plecat, a plecat cu forța. Poveștile acelea cu ce ați luat când ați plecat din țară, no, și cu, acum mai recent, cu colecția, no, El Greco și colecția de tablouri a lui El Greco. Bine, și... astea au fost lucruri care au început născocirile astea de la Gheorghe Ideș. Și cum l-a luat Ceaușescu și până și Iliescu la început. Și de fiecare dată, toate comedele astea au pierdut pe toată linia. Și acum încep din nou. Bine, chiar dacă le-ați fi luat, erau ale majestății voastre. Dar s-a vorbit despre o înțelegere cu rușii, despre tot felul de scenarii. Dar ce vor să uită dintr-a dinți este că după ce am plecat eu, noi, la Sinaia a trecut un timp de vreo circa 2-3 săptămâni, unde era casa nimănui, cum se spune. S-au plimbat pe acolo fel de fel de oameni, care au luat după mers, au apucat, au furat o grămadă de lucruri. Poate chiar și tablouri. La palat? Nu. Și asta nu se vorbește. Dacă e vorba de mine, imediat scoară în sus, ca inventii. Bagajele erau gata, monarhia își pregătea surghiunul. Experții guvernului erau de față la împachetare. Fiecare cufăr, fiecare geamantan erau controlate de câteva ori și după confirmare erau minuțios inventariate. N-a scăpat niciun obiect personal, niciun prosop, nicio batistă. Trenul s-a format la București și până la Sinaia a fost escortat de militari care nu știau o boabă românește. Suita se mira de lipsa de maniere a așa zișilor soldați români, care juraseră credință regelui. Până și fructele din compartimentul reginei Elena fuseseră tăiate în două, controlându-li se conținutul. Mintea întunecată de vodcă rusească a însoțitorilor trenului nu excludea ipoteza că o persoană de un atât de înalt rang putea coborî până la nivelul unui rândaș oarecare, ascunzând cocoșei sau vreo perlă în merele din panere. Au fost surprinși să constate că în interiorul fructelor nu se găseau decât sâmburi. Deși era noapte, în scurtele popasuri de la Brașov și Făgăraș, atât călătorii cât și însoțitorii lor au avut parte de o surpriză. De dincolo de întunericul nopții, răzbăteau Urale și pasaje întregi din imnul regal. Să vorbim, majestate, despre lucruri mai frumoase. Să vorbim despre felul în care ați cunoscut-o pe majestatea sa, regina Ana. Asta a fost cu ocazia anunții reginei Anglii. Când am ajuns acolo, am văzut atâta lume din familiile noastre care nu le-am mai văzut și înainte de război. La hotelul Claridge, nu? Nu, parcă, la, da. Claridge, da. And there was this young man in uniform who was standing there and was introduced. Mm-hmm. And when I came in front of him, looking at the uniform, I forgot who he was and just packed my heels and made a garde-à-vous. How did His Majesty propose to you, if you could? We went out quite a lot in England, because I can say this, well, where my brother Michel was there, and my cousins, like I said, and we used to go to the cinema and to the theaters. And he had never queued to go into a cinema. He had never paid a ticket. So all that, we went together and did it. He's Ursus? Ursus, come along. Come on, big Ursus. He's Ursus. Yeah. So that's why it was amusing to go out to learn together how to behave in public, in a way, normal life, yeah. Regele este foarte diferit de regina. De aceea și cuplul lor este aproape legendar. Vă gândiți că peste numai 2 ani o să împlinească 60 de ani de căsătorie? Which one takes after Your Majesty more or after His Majesty? That you must ask one of my girls. Yes. I can't answer. I don't know. I will ask yes. Princess Margaret. Yes, please. Cred că la mama poate simțul umorului, cred. Și poate un pic de spontanitate. Cred, nu știu, dar
Și în partea regelui un sens, un sens, cum se spune? Responsabilități. Da, responsabilități și devoir. Al datoriei. Datoriei. Sens al datoriei și, și asta și un mod de, de să fie poate modest. What is the most important thing they have inherited from both of you, your children, your daughters? To be normal. To be normal. To be normal and be themselves. I think so. I don't know what you think. Well, that's I found the fellow normal, like just a few comers. Asta e forța noastră. Familia, să ne gândim la, la țara noastră, ce putem să facem. And I said, we live two lives, remember. We live, we are like a, we're on the fence. Mm-hmm. We can mix with our cousins who have got duties as royalists, and we have got duties as simple people. Mm-hmm. Always remember that, we've got a fence. But we can jump over it. Regina este un om care s-ar fi suit pe cal și ar fi pornit la război pentru orice cauză. S-a dus la 16 ani să lupte pe front pentru o țară care pe urmă n-a mai fost a ei și pe urmă a stat la ușa altei țări timp de 50 de ani așteptând-o și acum trăiește aici cu un entuziasm de parcă ar fi fost născut în România. Da, și spunând că țara sa este până la urmă România. Ori azi, pentru asta îți trebuie un anume fel de entuziasm pe care regele nu l-a avut. Regele a avut tăceri, a avut tristețe, a avut profunzime. Did your majesty know that his majesty was the chosen one? That his majesty's destiny would be your majesty's destiny as well? There was a... I don't know, it's like... I knew it was that because he was born in the stars. Ah, yes. In a way. So you know, if you feel the same, it was there, it was written. Regina Ana scria. Regelui au trebuit aproape 10 ani să se regăsească pe sine. Nici până în ziua de azi n-a reușit să se împace cu ideea exilului și a făcut în fiecare clipă tot ce a putut pentru a fi alături de țară, cu țară și pentru țară. Dar dacă el astăzi are o atitudine bine structurată față de exil, în primii 3 ani totul era confuz, greu de îndurat și sfâșietor. De aceea primele noastre 3 fete au crescut alături de un tată blând, drept, iubitor, dar foarte tăcut, serios și trist. Când Margareta, la vârsta de 4 ani, ne-a întrebat de ce e tata așa de trist și de tăcut, i-am spus că e supărat, fiindcă și-a pierdut țara. Ați stat în exil 45 de ani, nu? Ați condus chiar mișcarea de rezistență din exil. Ați avut un rol foarte important în sensul ăsta. Românii noștri care au ieșit acolo, afară de câțiva, afară de câteva grupuri de politicieni care au fost mai mult sau mai puțin trimiși în afară înainte, ca să adun pe toți ăștia la un loc, ca să gândim toți într-un fel, a fost extrem de complicat. Și cum e natura umană, știți, care să fie mai sus, care mai jos, care ești, care gol, a fost disensiuni pentru ei. Greu, foarte greu ca să iei la un loc. Înțeles. Și în plus de asta, chiar dacă era foarte proaspătă toată chestiunea asta, în 48, 49, 50, infiltrația securității și ce știm noi acolo a fost teribilă. A băgat peste tot. Și care aveau exact acest rol de a semăna zâzanie. Și în biserici și pentru comunitățile românești. Și unii mai slabi de înger, cum se spun, s-au lăsat, nu s-au dat cu ei niciodată, dar s-au lăsat ademeniți în sensul de a sta liniștiți, să nu mai facă scandaluri. Da. Asta a fost. Pe principiul divide timpera, sigur. Și asta a fost una dificultăți. You used to record the messages for Free Europe, the messages that His Majesty transmitted to the Romanian people. They were very important to us, I can assure you. Really? I was a child, but for my Thank parents, you. For my... So you heard it. Yes, and I read that you had a
contribution. Yeah. You in fact recorded these messages. Yes. It was like a kind of complicity. Yes, we did it together. He was at his desk, like the ones he got in their desk, and I put a microphone, and then I had a Naga, that's a very nice tape recorder, and then we did the same thing, are you ready? He said, nodded, and then I put it on, and then he talked. But it's such a pleasure to hear that you've heard it. Yes, thank you. Mi-am încercat să-i strâng, dar ca să se strângea la un loc, m-am mergea câteva luni și pe mâine iar începea. Să nu se înțeleagă. Nici în America nu i-a ajutat foarte mult, fiindcă ei subvenționau oarecum Comitetul Național Român care îl făcuse în atunci. Dar după un timp, când a început cu covoarele roșii, cu toți sovieticii și alții, nu mai dădeau niciun fond. Și atunci am fost pe cont propriu toți. Nu eu, dar ceilalți. Și cum v-ați descurcat? De unde reușeați să obțineți fonduri? Acolo a început să complice lucrurile. Știi că nu intră banul la locul oamenilor, următoare, se strică... Da, se strică tot. Cum e să fii... un rege în exil, pentru că asta ați fost, practic, majestate. Am întâlnit pe un american de care știam de mult în revistă redată în aeronautică. Se chema Lea, William Lea. Și el pilot de nu mai știu când și de una dată am apucat să vorbim despre asta. Și atunci el mi-a spus că are de gând să înceapă să facă o mică companie a lui la Geneva. Și vorbind asta, zice, de ce nu să vin eu sau să lucrăm împreună? Bun, foarte frumos. Și am lucrat 2 ani de zile cu el acolo, până a plecat înapoi în America. I read in that book of yours that for a certain period of time, for 2 years, if I remember well, you had to be a shop assistant in Bloomingdale's shop, yes, from New York. Yes, and that you worked during the day and studied in the evenings. Yes. Did you do it, Your Majesty, in order to earn your living, or did you just do it because you've been brought up in this spirit? We had to earn our living. We've been brought up, my brothers and myself, to help our family and to help our parents. Mm-hmm. So, like my children, they've all been brought up to work. Later on, Your Majesty did also a sort of carpentry work. Ah, yes. At your home, you tilled greens and vegetables, and then you also used to build tables out of lids of casks. Yes, you see the wine casks. We saw that in the cellar. It was in Bram's Hill, and we said with my husband, I bet we can do tables out of that. So we began doing that. It was rather fun. Where did you learn to do all that? Again, like I say. Having brothers, it was the problem to be solved. Mm-hmm. Like the same thing with the kitchen garden, the same thing. That was the philosophy. We sold it. Mm-hmm. We sold the produce. We sold the eggs we had, with a lot of chickens, geese. So we lived in the country. And it was a wonderful life. V-ați integrat în comunitate, ați cunoscut oamenii, primarul, vă duceați la cumpărături. Am toată ziua, fie la poștă, fie la bancă, fie la cumpărături. Și vă duceați chiar majestatea voastră, da? Aveați o viață de om obișnuit, nu? Toată lumea ne cunoștea, dar se facea că nu, ei sunt foarte rezervoși, vecini. Dar în fine, prietenoși, dar așa, ne lăsăm în pace. Da, sigur, da. Presupun chiar că vă acordau, totuși vă recunoșteau acest statut aparte, că știau că sunteți regele României. Da, asta. Prințul Charles era cu un an sau doi mai mare, iar principesa Anne era puțin mai mică. Un pic mai mică.
Și s-au jucat împreună ani de zile acolo, deci înțelegea și ea, că și ea era mama de copii, tot atât de mici. Eu cu prințul Charles contra Elena și Ana. Asta trebuie să spun, că făceau jocuri cu două echipe, erau cei mici cu principesa Elena Cowboy și Ana. Cowboy și indiani. Și prințul Charles cum era? Cu mine a fost. Era, da, în aceeași echipă? Da, a fost echipa mai... Se jucau de cowboy și indieni. Și Elena și Ana au fost indieni afară. Le băteau pe cele mici tot timpul. Se întâmplă. A, deci oribil. Cele mici erau indieni și... Da, noi am câștigat tot timpul, evident. And there was a small farm there. And a podere, that means a kitchen garden. Mm-hmm. And I've always liked animals. So I asked my mother-in-law, Queen Helen, if I could have small hens, bantams. She said, yes, as long as they don't get in the way. So then I built an enclosure and I had them there. And they came, became very tame. So it was like friends. Yeah, I like animals. Animals, birds, you like all kinds of animals. Yes, all of them, excepting I don't like snakes very much. I suppose and I hope that you had also happy moments together. Oh, fantastic. Beyond this sadness. Yeah. No, very happy moments. We were very lucky because we traveled. We've been to many countries, and we've always felt when we came to that country, we sort of was part of that country. He had sad moments, he had happy moments, because he had many friends over here. I mean, and then the countryside, that was all the happy moments. The sad moments is when he couldn't, let's say, he couldn't do what he wanted. Did Your Majesty feel being there, far from Romania, that Your Majesty and His Majesty, the King, were practically banished, exiled? Not banished. Did you have this feeling? I got the feeling of sadness. Because it was something that was a dream, but I knew it would go and come through. And when you had, you remember, some years ago, there was a Printemps de Prague. Mm-hmm. And we hoped so much. In 68? That Romania could get her freedom. You had this feeling of sadness. Your sadness was, in fact, His Majesty's sadness. Yes. But it became also yours. Yes, because, I mean, I don't like somebody I love to be sad. So we shared our sadness. Evenimentul vieții mele a fost faptul că m-am întâlnit cu principesa și că ne-am unit viața, dar din punctul de vedere omenesc, vorbind al principiilor de viață, al valorilor în care cred, întâlnirea cu el a fost cea decisivă. Nu mi-a vorbit nimeni despre moralitate înainte, iar el, la rândul lui, nici el nu vorbește despre ea, el este ea. Ori... Noi am învățat aici că trebuie să îți vorbești valorile, el și le tace. Credeți că e adevărat ce se spune că noi românii nu știm să fim uniți, mai ales în momente importante? Că suntem foarte ușor de dezbinat? Știți, noi avem o istorie complicată, noi, cu nobelele barbare, cu Bizanțul, cu turcii, cu mai știu eu, una alta. Capul care se pleacă nu se taie lucrurile astea, dar se cam exagerează lucrurile astea. Și ca să stai foarte tare pe asta, trebuie un caracter diferit, pentru că prin ce a trecut oamenii noștri, în general, au stat cam... strica puțin anumite tendințe. Ne aflăm undeva între două lumi? Păi, nu, acum. Și dacă ar fi o linie de conduită mai solidă, mai strictă, poate lumea ar veni mai bine acolo și înceapă să gândească că știm unde mergem, știu? Pentru moment e cam... Dar cine ar trebui să imprime această linie de conduită? De unde ar trebui să vină ea ca exemplu și ca reper pentru ceilalți? Cine ar trebui să o facă? Mă refer la o persoană anume. Ce categorie? Vedeți, ce s-a întâmplat acum? Eu nu vreau să critic oamenii, pentru că
știm din ce a trecut, dar sistemul comunist de la Gheorghiu Dej până la 89, toate schimbările, toată elita noastră românească a dispărut. Toți cei care erau cineva în țara românească au fost anihilați. Înainte, eu știu foarte bine că cineva care trebuia să ajungă undeva în stat, fie guvern, fie în alte locuri, trebuia să treacă printr-o filieră, trebuia să-și învețe meseria. Și dacă nu era, era pus deoparte. Cu ce s-a întâmplat în acest an cu comunismul și cu sovietizarea, sistemul ăsta a dispărut. Și acum am fiecare fel de fel de locuri, le iei pe care îl prinzi mai repede și îl pui undeva, așa nu merge, dacă nu are om experiență. Adică asistăm la o criză a valorilor mai mare decât chiar pe vremea comunismului? Eu mă aduc aminte o altă chestie, Maniu cu toate păcatele lui, dar avea el totuși oarecare ținută și mă aduc aminte, asta fac o paranteză, da. Gafencu, care a fost cineva aici, a fost ambasador la Moscova, a fost extern, a fost în o grămadă de locuri. La un moment dat s-a înăsprit relațiile cu Maniu și a plecat din partid, că era și el țărâniș. A plecat din partid. Și după un timp s-a dat seama că a făcut o prostie. S-a dus înapoi la Maniu și zice, aș vrea să vin înapoi, poate că am făcut prostie, nu știu cum, mă primești? Deci, sigur, cu plăcere te primești. Și unde vrei să fii? Și păi vrea să... Eu, dar n-am plecat. Și Maniu s-a uitat la el așa, că avea felul lui, puțin ordinat. Zice, dragule, zice, nu. Vine înapoi și o iei de-a capul. Mulți din studenții cu care am vorbit, în 4-5 locuri, la Iași, la Brăila, la Galați, la Timișoara. Timișoara, da. Ați fost de curând, am avut la Timișoara cu câțiva ani. 5 universități, cu toți profesorii și rectorii. Erau, nu știu cât, 200 de tineri acolo. Am stat de vorbă cu ei. Eu nu le fac discursuri, eu vreau să știu ce vor ei să știe. Asta e mai important pentru mine. Ei mi-au pus fel de fel de întrebări care pentru mine și cei din timpul meu sunt banalități. Dar se vede că oamenii caută ceva și nu le știu, n-au fost învățați. Asta e ce spun eu, că ăsta numai nu universitate, că asta nu la urmă se învață, asta se învață pe timpul cât urs în grave. Ori la noi, înainte, asta se învăța anumite lucruri de astea. Specializările se făcea după. Ori acum am întrebat lucruri așa de banale pentru noi, se vede că băieții ăștia, fetele tinere, nu au fost învățați anumite lucruri. Are you now, Your Majesty, as disappointed as you've been No, because I began to understand them. It's when you meet people, and I like people. When you meet people, you begin to understand people. So I think you can understand people and you can see what they're trying to do. And everybody's trying to do something and for the good of other people. La cine să se uite ca să învețe? Pentru că politicienii noștri, nu toți, bineînțeles, au probleme nu doar de cultură politică și cultură generală, au probleme chiar și cu limba română. Când văd pe jurnale și pe alții care vorbesc niște cuvinte care nu le-am auzit niciodată la noi. Sunt împrumutate în afară ca știm noi ce vreau să spui, dar asta nu e românește, nu mai e cum era înainte. Chiar niște prefecți până am umblat eu prin țară, că mă spunea că cu tare s-a întâmplat nu știu cum, zic, ce e asta? Zic, păi, și îmi spune din nou cuvântul, zic, da, eu ce e asta? Asta nu e român. Aveam oameni tineri de foarte mare valoare, fiindcă au învățat bine anumite lucruri tehnice, în special. Și cei mai valoroși pleacă. Au plecat.
Asta e păcat. Da. Dacă se întrebințăm noi aici, dar fie că-s prost plătit, fie că nu găsesc locul de muncă. Dacă se poate să mai facem ceva prin fundație sau prin cultură, cum a făcut și bunicul meu, avem multe făcute de dezvoltat și avem multe proiecte pentru copii, pentru bătrâni, pentru cultură, pentru educație și pentru sănătate. I'm very proud of her. She's doing that for people, she's doing that for children, she's doing that for education, for the poor people. She's doing it for her country. You don't like doing politics, but you do have your opinions. Ah, yes, I listen. You listen. I like listening, yes. Impresia mea este de acolo că când s-a făcut anumite schimbări acum, n-a fost o linie de conduită foarte precisă. Și influențele astea din trecut au cam rămas cam prea tare. Și atunci bâșbăi lumea în dreapta, în stânga și ăstea nu mai știu unde sunt. Și atunci, da, cum spui, înainte erau toți cristalizați în jurul unui rău care era acolo, dar acum nu mai rău dinainte, dar rău în alt sens, fiindcă nu-i foarte clar ce se întâmplă. Nici pentru mine, ceea ce numim noi tot timpul democrație și asta, în felul cum s-au schimbat lucrurile după 89, asta nu prea e democrație pentru mine. Fără o educație profundă de ce înseamnă o țară, de ce înseamnă poporul respectiv, e foarte greu. Pentru că dacă pui pe ăsta să boteze, cum am mai fost și înainte și asta, botează ce e? Botează persoana, botează ideea, botează ce fac? Sau botează vorbește? Lista. Cine vorbește mai tare? Asta nu e necesar, asta se cheamă democrație. Pentru că i-am șocat puțin, că l-am spus, l-am mandat studenților, zic... La Timișoara, nu? Da. Zic să nu credeți că majoritatea are totdeauna dreptate. Pentru că dacă nu sunteți învățați anumite lucruri, majoritatea votează anapodul. Așa e. Nici așa. Și trebuie cu chipzuite, bine. Și asta cere un timp acum, mai ales că totul s-a cam destrămat, știi? Nu ieșim la mal așa. Cei care au făcut ceva și au distrus țara românească trebuie să plătească, ce mai încolo. Moralmente creștinește, nu se poate să uităm așa. Am văzut în Franța, unde am fost de mai multe ori într-un parc mare pe acolo, unde arată din Revoluția franceză și s-a întâmplat. Și la ieșire era un panou pus mare acolo, care spune, iertarea nu înseamnă uitare. Poți să ierți, dar nu trebuie să uiți, că dacă uiți ce s-a întâmplat, nu mai uiți niciodată. V-ați întrebat câți ar mai rămâne din cei trecuți de 40 de ani, dacă ar fi să aplicăm această lege a lustrației? Eu sunt puțin îngrijorat cu Uniunea Europeană, că ei fac cum fac pentru ei acolo, dar neglijează multe lucruri locale. Și un lucru care mă deranjează și mai mult este chestia religioasă. Chiar în Constituția Uniunii Europene, care când o fi să fie, chestia religioasă nu-i pusă, e scoasă de acolo. Păi, noi suntem creștini sau suntem păgâni? Chiar și americanii, când moneda lor scrie "In God we trust". Și până în școală spune că e anticonstituțional să faci rugăciunea. Păi cum vine asta? La noi bisericele sunt pline. Dar mi-a pus întrebarea când au ieșit de la slujbă, cu ce au rămas și? Preotul respectiv, când vorbește mulțime în biserică, să încerce să le facă să intre în capul oamenilor și în sufletul lor, să învețe cum să pună în practică învățăturile lui Hristos. Ce mi se pare că școlile
teologice, tinerii preoți care ies de acolo și se duc pe omul în sate, au sau nu au această flacără în ei. Preotul care face slujbă, e ca și cum ai pune un gramofon și merge singur și cum oprești. N-are niciun fel de căldură, o debitează acolo, la repezeală, îți dă crucea, dar nu simți. Pentru că eu știu că dacă n-aș avea credința mea în Dumnezeu și ce mi-a inspirat mama mea, când tot ce am trecut noi, până la urmă nebunești. Tot aștept, te aștept mereu ceva și nu mai vine nimic. Și dacă n-ai pe ce să te razi în sufletul tău singur, prin care ai învățat ceva, e mare bucluc acum. Au fost momente totuși de disperare, de mare cumpănă, în care ați fost în pericol să vă îndoiți cumva de Dumnezeu? N-am pe sigur. Întâi bine am trecut cu vârstințe și cu asta și pe mă restul. Zi de zi, cum am văzut, în ce se strică trebuie de aici, și spune că n-am încercat să vin, am fost dat afară de două, trei ori. Asta a fost o dezamăgire teribilă, pentru că după 2009, când a dispărut Ceaușescu, mă așteptam să fie ce puțin ceva, că n-a fost. La 30 decembrie 1997, deci exact, la 50 de ani de la momentul fatidic, 30 decembrie 1947, a fost desemnată de majestatea sa să-i succedeți în drepturile dinastice. Deci asta înseamnă practic că după majestatea sa, alteța voastră veți fi șeful casei regale. V-ați dorit acest lucru? Cum și unde vă vedeți în România deceniilor viitoare din această poziție? Dacă am dorit acest lucru, bine. Cred că, într-un fel, este o răspundere și nu pot să refuz așa ceva. Evident, este, poate va fi greu. Și să primul născut. Da, deci, dar nu am dorit neapărat asta, dar asta este și sunt pregătită. La evenimentele din 89, unde vă aflați, majestate? În România, Elveția, și mă uitam la televizor. La Versoa. Nu, deodată am aflat că se întâmplă ceva. Și o parte în televiziune s-a văzut pe cât se putea și pe m-a venit să strecora tot timpul, veneau informații, tot ce se întâmpla, așa că eram foarte bine pus la curent de ce se întâmplă. Primul care mi-a dat veste, m-a dat un telefon, era regele Bădua. Regele Belgiei, de care ați fost apropiat. Avea și el informațiile lor de partea asta și m-a întrebat pe mine ce mai știu. Și asta a fost primul contact care l-am avut. De fapt, singurul. Pe de altă parte, știu că ați avut o reținere, că foarte multă lume a încercat să vă convingă atunci să veniți în România, chiar în zilele acelea, imediat, în primele zile ale lui ianuarie 1990, și că n-ați vrut să o faceți. De ce n-ați făcut-o? Da, fiindcă am văzut că câți morți au fost și prin ce a trecut și la cei la Timișoara și la București, când a început să tragă aici în toate părțile, mi-am zis în sinea mea, zic că, da, ar trebui poate să merg acolo, dar nu vreau să vin, să dau impresia că toți oamenii ăștia au murit pentru un anumit ideal și pe mă să fie eu în cap acolo și încep să... Asta am zis că nu, să vedem puțin ce se întâmplă. Home, sweet home for you, here. For your majesty. Here, Romania. Yes. The first thing that gave me a tremendous pleasure when I come down on the aeroplane and I see the Romanian flag. Yes? Yeah. That's a tremendous joy. And when I leave the country, I see the Romanian flag, I just held me back. No, that's my biggest joy, it's true. Deci am decis să merg, am luat mașina, am pus tot ce am avut la Roma în mașina și am plecat în Elveția și am spus că vreau să fac ceva pentru România. Da.
Care au fost primele lucruri pe care ați încercat să le faceți alături de rege? Care au fost o fundație, o discuție cu oameni din afară care au fost acolo, spune că nu se poate, că nu se schimbă și acolo și trebuie să ne lansăm, să facem ceva pentru satele care știți cum a fost distrus aici și am vorbit și cu prințul Charles, evident, și regele, să facem ceva și s-a întâmplat foarte repede după aceea. Înainte să mă gândesc cum să fac acest film, am revăzut filmul lui Sorin Ilieșiu, devenit și casetă video grație editurii Humanitas. Film făcut după venirea regelui Mihai în țară în 1992 de Sfintele Sărbători de Paști. Era prima venire a majestății sale după 1989, cu voia autorităților statului de atunci, după o paranteză nefericită de care probabil unii vor avea să se rușineze cândva. Îmi stăruie câteva imagini în minte care m-au bucurat, dar m-au și durut o dată în plus. Un dram mai puțin de data asta, pentru că între timp lucrurile s-au repus într-o ordine, chiar dacă n-aș numi o încă justă, pentru că ar fi loc de mai bine. Imaginile acelea sunt puternice și sunt multe, dar nu cred să le pot uita vreodată. Memoria noastră afectivă e fără îndoială cu mult mai încăpătoare decât cealaltă. Vă așteptați să fiți așa primit de poporul român? Nu, trebuie să spun că nu. Am fost aproape copleșit, așa să spun. Nu știu, mă așteam și să mă cred, fiindcă după toți acei ani mizerabili care au fost și pentru mine și pentru cei de aici, totodată să văd mulțimea asta enormă care a ieșit pe străzi unde se cheamă hotel, parcă nu-mi venea să cred ochilor. Nici cu mașina, vă aduceți aminte, nu puteați înainta de trupurile oamenilor. Știu că ultimul kilometru care l-am făcut când am intrat în oraș până la Biserica Sfântului Gheorghe, mi se pare că era câteva sute de metri, a durat aproape un ceas. Ne-am luat aproape pe sus cu mașina, se clătina. Și... Dar de ce nu vă așteptați la primirea asta? Nu era normal după 45 de ani românii și le vedeau regele? După toți anii ăștia de minciuni și murdării și fel de... N-aș duc și le clarific ce se spunea despre, nu numai despre mine, dar despre toată familia și monarhia în general. Nu mă așteptam să fie așa o reacție când am venit eu. Ca și cum s-a șters odată tot. Dar, în fine, nu chiar tot, dar... Nici nu mă așteptam să mă gândesc, să spun. Nu pot să uit fetița aceea, cocoțată într-un copac, ca să-l poată zări puțin pe regele pe care nu a avut șansa de a-l vedea până atunci niciodată. O fetiță care a avut însă șansa de a nu apuca nici vremurile minciunilor comuniste. Acum vrea să vadă și ea cum arată un om care e rege, care a aflat de la bunicii ei, e și regele ei. Au fost mulți tineri acolo în piața palatului, tineri cărora bunicii lor fi povestit, se prea poate, că regele e un om bun, care a fost izgonit și condamnat să trăiască departe de țară, însingurat, iubindu-și poporul în tot timpul ăsta fără nicio clipă de răgaz. Erau și mii de bătrâni la oaltă cu tineri, cu fețele radiind, cu ochii plini de lacrimi, bătrâni care nu mai sperau să-și mai vadă vreodată suveranul în carne și oase, care strigau regăsindu-și cumva tinerețea. Maestate, nu pleca, România e țara ta. Nu v-am uitat niciodată și vă iubesc în toată inima. Știam foarte bine ce se întâmpla aici, asta nu putea să ascundă nimeni. Și îmi dădeam foarte bine seama că oamenii au fost terorizați, înfricoșați, nu îndrăzneau să deschidă gura în niciun fel în ceea ce ne privea pe noi și deodată văd acolo tot orașul care e și pe stradă. Da. Asta m-a copleșit într-un fel. Erați foarte emoționat, majestate, mi-aduc aminte. În acel moment am plâns cu toții în locul lui. Am luat cu grijă lacrimile ce-i scăldau ochii, fără să curgă, pentru că un rege nu trebuie să plângă în fața poporului său, și l-am lăsat să se prelingă în voie pe obrajii noștri. Noi, oameni simpli,
care ne putem permite luxul de a plânge oriunde și oricând. L-am văzut apoi pe rege făcându-și semnul crucii, apoi pe micul prinț Nicolae, fericit, dar și copleșit, nedumerit. Nu mai văzuse niciodată atâția oameni la un loc, iubindu-l pe bunicul lui, cel mai mereu trist. 45 de ani de despărțire. Am fost cu toții în acest răstimp de istorie bolnavi din lipsă de iubire. Nimeni nu ne-a iubit și n-am avut pe cine iubi. De când nu s-a mai revărsat din noi atâta iubire? Și când în istoria noastră sufletul nostru colectiv, degradat în multe feluri, uscat de suferință și de lipsa speranței, s-a mai deschis cu atâta disperare și tandrețe, mângâiat de sute de mii de oameni? Freamătul acestei mângâieri uriașe nu se putea naște din altceva decât din disperarea iubirii regăsite. Discursul regal s-a încheiat cu o declarație de iubire lipsită de emfază, austeră chiar. I s-a răspuns că este, la rândul lui, iubit. De ce atunci, acela căruia i-am declarat iubire și care ne-a mărturisit iubirea lui, a trebuit să plece? De ce, iubindu-ne, a plecat? Și de ce s-a strigat zadarnic, în urma lui, nu pleca? Cortina a căzut, după acea zi de Paști, peste scenariul unei iubiri neconsumate. Am zis că o să fac acest film cu sufletul, că rest e treaba istoricilor, care încă nici ei nu au ajuns la o voce comună și probabil nici nu o vor face vreodată. N-am izbutit însă nici eu să nu-i trezesc amintiri dureroase majestății sale și mă gândesc acum, mai mult decât oricând, ce ființă cinică trebuie că e jurnalistul, chiar și atunci când omul din el nu e. Încerc să mă consolez spunându-mi că fatalmente altfel nu se putea. Un destin tragic nu poate fi evocat fără să provoci tristețe, fie ea cât de demnă, așa cum nu ți-a mai fost dat să vezi. Bunica mea ar fi fost tare fericită să vadă acest film dedicat majestății sale, regelui Mihai I al României, pe care l-a iubit toată viața, despre care îmi spunea: Doamne, cât era de frumos și de bun! Sunteți fericit că v-ați întors între români? Asta? Da. Pentru că eu țin foarte mult la țara mea și îmi pare foarte rău când văd, mă doare când văd anumite lucruri care se întâmplă. Și în situația actuală este foarte greu pentru mine să fac ceva. What does your majesty have in mind to do for Romania from now on? To be.